se strânge la un. Procurorul Robert Mueller are dovezi care l-ar putea îngropa pe avocatul lui Donald Trump. Procurorul special Robert Mueller are dovezi ce avocatul personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a călătorit la Praga în 2016. Cohen declarase anterior ce nu a vizitat niciodată capitala a Cehiei, scrie Reuters, potrivit News.ro. Investigatorii care lucrează pentru Mueller, procurorul special care anchetează posibile legături între campania lui Trump sublinierei Rusia, au dovezi ce Cohen a intrat în Cehia prin Germania la sfârșit sublinierei tulverii lui 2016. Într-o postare pe Twitter, Cohen a negat informația, spunând ce nu a fost niciodată la Praga, iar în acea perioadă se afla la Los Angeles împreună cu fiul său. Viorica Dencil a ajuns de râsul internetului, imaginea care a devenit viral, foto. În dosarul despre lecturile campaniei lui Trump cu Rusia, fostul spion britanic Christopher Steele susține ce Michael Cohen s-a întâlnit în 2016 la Praga cu ceceni rusi sublinierei care aveau lecturi strânse cu Vladimir Putin. Încă nu este clar dacă investigatorii au dovezi privind astfel de întâlniri. Agenții FBI au percheziționat săptămâna trecută biroul lui Cohen la indicațiile lui Mueller pentru a căuta informații despre un plat făcut de el către actrica porno Stormy Daniels, care susține ce a avut o aventură cu Donald Trump.